venit, doamnelor și domnilor, la interviurile TVR Cultural. De această dată ne aflăm în clădirea radioului public, față în față cu cea care conduce Big Band-ul Radiodifuziunii Române. Simona Strungaru, îți mulțumim că ne-ați primit aici, în studioul unde repetați voi zilnic. Mulțumesc pentru invitație și bine ați venit! Iată ce atmosferă frumoasă aici, un pian, instrumente. Aș vrea să știu cum și care a fost prima ta întâlnire cu muzica. Țin minte că ascultam muzică pe viniluri. Ascultam foarte multe povești și ele erau însoțite de viniluri, chiar povești produse în radio. Și m-a impresionat foarte mult coloana sonoră a acestor povești și mi-a rămas mereu aproape. Asta țin minte. Și la fel, cântăreții din Bremen, povestea pe care o jucam împreună cu părinții mei, sub formă de teatru așa în casă și unde îmi imaginam ce cântau ei și deci așa țin minte muzica. Dar până să ajungi aici unde suntem acum, au fost mulți ani de studiu în spate. Aș vrea să știu cine te-a îndrumat, cu cine ai lucrat, cum ai această deschidere către muzică? Am început să cânt la pian de la 4 ani. Am studiat cu mulți profesori, printre care regretata profesoară Ludmila Popișteanu, care era o personalitate deosebită și care a format foarte mulți pianiști de marcă de la noi din țară și de asemenea cu Magda Stănescu la liceul Dinu Lipati, care îi datorez foarte mult din cine sunt și din cum văd muzica, și cu profesorul Viniciu Moroianu la Universitatea de Muzică din București și cu Jan Wein la Amsterdam, pian. Așadar, ai studiat la Conservatorul din București, dar și la Amsterdam. Da, am făcut un masterat. Dar iată că în calitate de pianist a interpretat alături de mari ansambluri ca Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Filarmonică din Bacău, Botoșani, Constanța. Da, ca pianist m-am bucurat de colaborări cu orchestrele menționate și a fost de fiecare dată o mare onoare și un vis împlinit, pentru că iubesc pianul și iubesc combinația între pian și orchestră și rolul de solist din punct de vedere timbral al combinațiilor sunetelor. Și, bineînțeles, lucrările pe care le-am interpretat. Deci toate sunt amintiri foarte plăcute pe care oricând mi-aș dori să le repet. Dar spune-mi ceva. Pe atunci când te aflai la pian, în fața unei orchestre, erai solistă, te gândeai la acel schimb să treci ca dirijor acolo? Solistica a fost cea care m-a împins către dirijat, deoarece mi-am dorit să pătrund mult mai practic în lumea celor din orchestră, pentru că atunci când ești solist, tu ești de fapt doar o parte din întregul pe care publicul îl percepe și sunt momente în care, într-adevăr, rolul pe care îl ai este acela de a conduce și orchestra te acompaniază. Când ai decis că vrei să devii dirijor, compozitor, adică ai mai părăsit zona pianului solist? După ce am început să dirijez, am început să orchestrez pentru proiecte foarte diverse și mi-a plăcut foarte mult și am dus acest lucru mai departe către compoziție. Nu am plănuit nimic din afara pianului. Adică și totul a venit din pasiune pentru muzică și o descoperire a condus la următoarea, la următoarea, la următoarea și așa cred că am ajuns acum să fac ce fac. Cam cât timp dedici tu compoziției și de unde îți vin ideile? Compoziției dedic destul de mult timp, mi-aș dori chiar mai mult să pot să o fac. Ideile vin din diverse surse. Îmi place foarte mult să compun pentru film. Imaginea și povestea mă inspiră foarte mult. De asemenea, am compus muzică pentru o operă contemporană, E vina ta se numește, unde libretul a fost cel care m-a inspirat. Sunt ani buni de când ai început să dirijezi big band-uri. Modern Balkan Jazz Orchestra, apoi Bucharest Jazz Orchestra, în cadrul Bucharest Jazz Festival din București. Și ai avut sub baghetă pe marele trompetist Alexi Piaghin.
Sipiaghin. Da, este o mare, este un vis ceea ce fac și ceea ce am început să fac, pentru că lucrul cu orchestră de acest tip te obligă să fii foarte structurat, să fii foarte organizat, să ții cont de formă și în același timp să fii foarte liber. Pentru că atunci când lucrez cu muzicieni de jazz, ceea ce aduc în plus față de muzicienii de muzică clasică este improvizația. Dar apropo de soliști, colaborez cu unii dintre cei mai importanți din peisajul autohton. Mă gândesc acum la Irina Sârbu, Adrian Nour, Nae Karanfil. Chiar mă întrebam cu care Nae Karanfil colaborez, că eu știam pe cel din zona filmului. Da. Bertie Barbera, grupul vocal Blue Noise, Alice Francis, compania de dans jazz Roots Bucharest. Cum e colaborarea cu fiecare în parte? Este foarte frumoasă, este foarte inspirantă și plină de respect de toate părțile. Cred că toți cei pe care i-ați menționat sunt artiști cu greutate și de fiecare dată când ne întâlnim pe scenă, produsul final este foarte bun și energia este foarte bună și îmi face mare plăcere să lucrez cu ei. Hai să ne oprim puțin, te rog frumos, în anul 2010, când ai dirijat premiera mondială a operei Salo. Spune-ne mai multe, te rog frumos, mai ales pentru telespectatorii care nu știu despre ce e vorba. Da, opera Salo este Standard American Lexicographical Opera. Asta este prescurtarea Salo. Este o operă compusă de Michael Carr. El este un artist plastic și compozitor, care a scris această operă în două acte bazat pe dicționarul american. Să unesc aceste cuvinte care n-au nicio legătură unul cu celălalt, să fac povești din aceste cuvinte și să le dau sens, să le dăm sens, să le dăm viață. Mergem la anul 2015, când apare în peisaj Simona Strungari Symphonics. Da, asta este denumirea unei orchestre și a unui concept prin care am vrut să prezint muzica orchestrală pe care o scriu. Prin suita simfonică Gaston? Da, așa a debutat Simona Strungaru Symphonics cu o compoziție pentru orchestră simfonică și cu suita simfonică Gaston, unde am colaborat și cu artistul Alexandru Ciobotariu, cunoscut drept Pisica Pătrată. Este un artist vizual foarte, foarte prezent în peisajul românesc și nu numai. Cu Simona Strungaru Symphonics, după aceea au urmat mai multe colaborări în care am prezentat orchestrații cu voltaj, de exemplu am făcut voltaj simfonic, mai multe proiecte și din zona comercială. Prin Simona Strungaru Symphonics eu m-am prezentat ca creator pentru simfonic. Au mai trecut 2 ani și ai mai venit cu un nou concept, Diosa Symphonic EDM. Da, acesta este un pic diferit. Și ai compus o suită simfonică. Da. Despre ce e vorba? Time Rage se cheamă. Suita simfonică Time Rage are legătură cu o stare pe care o am foarte des și de fapt aproape tot timpul, lupta cu timpul. Firestarter este un alt proiect al Diosa. Este un moment în care eu am orchestrat muzica celor de la The Prodigy.
Și pentru că este în aceeași zonă, cum să spun, de combinație electronică și simfonică, adică e o combinație între muzică horror și muzică electronică și de dans. Și cum ai făcut asta plecând de la The Prodigy? Eu am această admirație și această atracție pentru muzica de la Prodigy de mult, din liceu. Am rezonat cu ea. Poate că și din cauza că în rest mă ocupam strict cu muzica clasică, tot ce făceam era absolut pe filon clasic. Și îmi place să dansez și am descoperit muzica lor, care până acum nu are un egal în ceea ce, în muzica populară, să zic. Mi-am dorit mereu să realizez un concert împreună cu ei, în care să le orchestrez muzica și în care să o prezentăm împreună, cum am făcut proiectul, de exemplu, cu Voltaj. Este sau cu Loredana Groza sau cu Urma, mai multe colaborări pe care le-am avut, în care este formația și, și partea orchestrală împreună pe scenă. Asta mi-am dorit să fac cu cei de la Prodigy și am reușit să fac, însă, din păcate, fără a fi ei, adică eu am folosit suportul lor audio. Dar ai avut și o orchestră în spate. Am avut, da, bineînțeles. Deci orchestra a fost, ei s-au auzit și muzica lor, dar acest concert a fost prezentat la festivalul Awake în 2019 și a fost un concert tribut în memoria solistului lor, care, din păcate, nu mai este printre noi, din martie 2019. Mergem în 2020, când alături de Sonomania ai condus un proiect muzical. Fidelio, ești tu. Sonomania este un ansamblu de muzică contemporană care are 6 membri, 6 instrumentiști de marcă ai scenei din România și alături de ei de mai mult de 10 ani lucrăm cu proiecte foarte frumoase. Ridică-te, draga mea. Haide, spune ceva. N-a mai tulburat. Dar sunt tatăl ei. M-am bucurat să fiu invitată să conduc Fidelio, ești tu, care este un proiect de operă contemporană propus de și produs de Institutul Goethe din București, împreună cu Universitatea de Muzică din București, care a reunit 5 micro-opere compuse de compozitori români tineri și care inițial trebuia să fie prezentat publicului ca un spectacol de operă obișnuit. Bineînțeles, conținut nou, dar în formă de spectacol. Din păcate, pandemia nu ne-a permis prezența publicului în scenă și am realizat un film, chiar în parteneriat cu TVR și vă mulțumesc pentru implicare și pentru timpul alocat acestei producții în condiții foarte dificile. Iar acest proiect a continuat anul trecut cu un al doilea proiect, Opera in Your Pocket. Revenim imediat, mergem și la Opera in Your Pocket. Care este tot Institutul Goethe și unde au fost 3 opere de jumătate de oră fiecare, compuse tot de compozitori români. Am scris și eu una dintre ele. Dar iată că anul 2021 te găsește undeva în Muntenegru, unde ai fost invitată să compui, să orchestrezi. Acolo eu am compus o piesă, dar nu am fost din cauza pandemiei. A fost un proiect în care mai mulți compozitori din Balcani au fost invitați să compună și orchestra Modern Youth Balkan Orchestra a interpretat aceste compoziții. În afară de Big Bandul Radio, la care o să revenim, da, ești dirijor permanent al ansamblului de muzică contemporană Sonomania. Ce presupune asta? Cu Sonomania, în afară de proiectele de operă de care am vorbit, am făcut multe concerte, am fost invitați la festivaluri importante de gen, la Meridian, la Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, la Inner Sound, la Cluj Modern sau la Festivalul de Muzică Contemporană de la Iași, unde
În special abordăm lucrări compuse recent de compozitori foarte efervescenți din țară și din străinătate. Ai compus și muzică de film și sunt festivaluri importante unde muzica te-a purtat. Mă gândesc acum la TIFF, mă gândesc la Animest, Festivalul Filmului German și cred că mai sunt și alte locuri unde ai fost invitată. Pe zona de film am compus prima dată coloana sonoră a unui film care se numește Fântâna Fermecată în regia lui Andrei Noiu. Film care a fost prezentat și la o secțiune de la Cannes. Am compus coloana sonoră pentru Trecut de ora 8, un musical care a apărut anul trecut și de asemenea am făcut multe proiecte de cineconcert în care am compus pentru filme mute de acum 100 de ani chiar. Deci pentru filme din expresionismul german sau chiar pentru animație. De asemenea, am scris muzică pentru Felix the Cat. Acum pot să fac o diferențiere mai clară între Simona Strungaru Sinfonic și Diosa. Diosa n-ar fi putut să cânte Felix the Cat. Adică conținutul muzical este diferit. Și pentru Felix, bineînțeles, este o muzică foarte vie, foarte accesibilă, cumva foarte care urmărește acțiunile motanului celebru Felix. Și revenind la festivaluri, Festivalul Internațional de Film Transilvania? Da, la TIFF am compus, o să iau invers cronologic, cel mai recent am avut proiectul Nosferatu în 2021. Nu, în 2022, anul trecut. A fost centenarul lansării acestui film care este foarte important pentru cinematografia mondială, Nosferatu, și care a fost prezentat la TIFF, la Bonțida, sub formă de cineconcert, cu muzica originală compusă de mine. De data aceea a fost dirijor Stefan Geiger, din Germania, și eu am scris o partitură pentru orchestră simfonică, trei soliști vocali, care au fost Mihaela Maxim, Justinian Zetea și Cătălin Petrescu. Și, de asemenea, pentru acest proiect am inventat un instrument denumit sferaton, la care mă gândeam de foarte mult timp, pe care l-am realizat împreună cu sculptorița în metal Mișa Diaconu și tot cu Festivalul de Film Transilvania am scris muzică pentru Malombra, un film din 1917, un film italian, care a fost prezentat într-o colaborare între TIFF și Festivalul de Film de la Rochelle. Și tot la TIFF am mai fost în 2016 și n-am compus, ci am dirijat Orchestra Operei Maghiare din Cluj cu coloana sonoră a filmului Haxan din 1916, cred că este, care a fost compusă de Bardi Johansson, un compozitor din Islanda, și pentru acel moment am fost dirijorul orchestrei. It's almost like being in love. Și acum hai să vorbim puțin despre un moment important din cariera ta, te rog. Ne aflăm chiar în locul unde repeți, preluarea, da, Big Band-ului Radiodifuziunii Române. Ce a însemnat pentru tine? A însemnat o bucurie foarte mare, a însemnat o responsabilitate foarte mare și a însemnat descoperirea mult mai profundă a specificului acestui ansamblu și al personalităților membrilor săi, alături de care susținem fiecare concert. Mă gândesc așa, într-un context în care numele Ionel Tudor era pe buzele tuturor și a fost ani de zile pentru că a fost dirijorul acestui, da, big band, cum vii tu după o istorie pe care a făcut-o el?
Ionel Tudor este un om extraordinar, este o personalitate marcantă a României și sub bagheta domniei sale, Big Band-ul a avut foarte multe colaborări, foarte multe concerte, foarte multe apariții la festivaluri și încununate cu mare, de mare succes. Cineva trebuie să vină, povestea trebuie dusă mai departe și mă bucur să... E o responsabilitate cu atât mai mare să preiei de... La asta mă gândeam. Da, adică e... Na, nu e ușor, dar trebuie să o faci dacă o simți și dacă simți să faci lucrul ăsta cu pasiune, ceea ce eu am. Sunt doar bărbați în Big Band-ul radio? Nu, este și Diana Bouroșu la saxofon. Deci ai pe cineva alături. Da, dar nu are nicio importanță acest aspect. Am fost de multe ori întrebată și chiar doar în cadrul interviurilor mă gândesc la lucrul acesta, pentru că nu mă prezint în fața niciunei orchestre ca femeie. Adică eu, se vede că sunt femeie, dar nu e ca și cum mă identific cu ceva, nu? Vreau să spun că mă concentrez atât de mult la conținutul muzical pe care l-am de condus și de prezentat și de simțit, de trăit împreună cu cei din fața mea, încât detaliul acesta nu are nicio relevanță, da. Și m-am bucurat să nu mă lovesc de poate de câteva ori de preconcepții, dar odată ce începem să lucrăm, ele se diluează și ne vedem de treabă. Adică nu... Și tot așa, începând să vorbesc despre lucrul acesta, mi-am dat seama că atunci când pe scenă ai soliste, indiferent la ce instrument ar fi, de cele mai multe ori acestea se află și mai aproape de buza scenei, sunt și mai în față decât dirijorul și asta este un lucru acceptat și obișnuit. Normal că ai solistă la violoncel, la vioară, la flaut, la harpă, e normal să vină. Dar cum să fie o dirijoare? Deci... Conduci cu blândețe, cu mână de fier, cam cum conduci? Cum cere muzica. Nu... Absolut fiecare piesă pe care o cântăm are un specific, are un caracter, la fel ca o clasică. Persoană. Da, și la fel ca orice persoană, adică vrei să vorbești despre cineva, are atributele X și Y. E nevoie de tipul acela de abordare, dar adică nu aplic, nu generalizez și iarăși nu încerc să mă bag pe mine într-o cutie, ci mă las purtată de conținutul muzicii. Pe cine ți-ai dori să ai în față ca solist alături de Big Band-ul radio? Ah, sunt multe personalități de care ne-am bucurat foarte mult să avem și din fericire am început să colaborăm cu nume importante, cum este Alex Ipiaghin, cu care, apropo, vreau să anunț că am terminat CD-ul, albumul care va fi lansat anul acesta. Cu Randy Brecker, de exemplu, mi-aș dori foarte mult să lucrăm și sunt multe nume. Când o să vină, vi le spun. Dar de Crăciun ce o să facă Big Band-ul? Pe 21 decembrie o să fie un concert în care vom colabora cu corurile radio, cu corul academic radio, dirijat de maestrul Ciprian Țuțu și cu corul de copii radio, dirijat de maestrul Răzvan Rădos. Anul trecut am avut o frumoasă, frumoasă colaborare cu Adi Nouri și cu Viorica Pintilie, Have Yourself a Jazzy Christmas. Ne-am cântat, am aportat muzica foarte cunoscută, jazzul de Crăciun. Acum, anul acesta, prezentăm alte fațete ale acestei sărbători importante. Îți mulțumim, Simona, pentru acest interviu. Vă mulțumesc interviu. Și eu. Doamnelor și domnilor, a fost Simona Strungaru, dirijor al Big Band-ului Radiodifuziunii Române. Eu sunt Ioana Pavel și vă dau întâlnire la următoarele interviuri ale TVR Cultural.